Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom face o incursiune în minunata lume a peșterilor. Iar ghid ne va fi o tânără pasionată de speologie. Haideți să o cunoaștem pe Oana Cahula! Are 36 de ani. Este biolog specializat în chiropterologie și este singura româncă membră a unei importante expediții internaționale care a avut loc în anul 2011 în India. Oana Cahula s-a născut la Rădăuți, locuiește la București, dar este membră a Clubului Sporturilor Montane din Hunedoara. Am întâlnit-o în municipiul de pe Cerna și nu am ratat ocazia de a afla mai multe despre cercetările pe care le-a făcut în peșteri din Grecia, Turcia sau India. Colegii mei de la Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, respectiv Mihaela și Adrian Supincean, îi știu de altfel din 1999, de când am ajuns pentru prima dată în județul Hunedoara, la Giurgiu Băi, la unul din congresele naționale de speologie. Mi-amintesc că pe vremea respectivă abia mă apucasem de speologie în luna august și la nicio lună distanță am ajuns în zonă. Și am amintiri cu ei încă de atunci. Cred că totuși am început să ne împrietenim puțin mai târziu la un festival, Speo Arta, ce a avut loc la Blaj prin 2002-2003. Eu aș putea spune că sunt așa un fel de copil pierdut al României. Am început speologia la un club de speologie din Suceava, Fundația de Speologie Bucovina, fiind și studentă la Iași. Și cu ei, practic, am coborât în peșteri pentru prima oară. Pe parcurs, viața m-a purtat, să zic așa, și pe alte meleaguri, pe la București, unde am rămas de atunci și am activat în clubul Focul Viu pentru aproape 10 ani de zile și, bineînțeles, timp în care am colaborat cu foarte multe alte cluburi din România. Fiind studentă la biologie, doream foarte mult să explorez, să cunosc toate vietățile și eram în căutarea unui lucru important, căutarea unui subiect pentru lucrarea de licență. Subiect pe care voiam să-l fac cu totul și cu totul deosebit. Brusc, să zic așa, am avut un soi de revelație urmărind un documentar la televizor în care se făcea că doi speologi coborau în adâncurile unei peșteri, dar nu era vorba despre o peșteră turistică. Era o peșteră cu târâșuri, o peșteră în care trebuia să folosești coarda, să poți cobori în ea. Și la un interval foarte scurt am văzut un documentar despre peșteri scufundate, un documentar realizat de televiziunea română. Și am spus, asta e, treaba asta, speologia, reunește practic multe din, să zic așa, visele mele, pentru că nu puteam să le numesc hobby-uri la vremea respectivă, abia descopeream, studentă fiind, toate aceste lucruri. Practic, reunea dragostea mea față de natură, în general, față de vietăți, în general, arta fotografică, scufundările, mersul pe munte. Încercând să îmbine pasiunea pentru peșteri cu meseria de biolog, Oana s-a hotărât să studieze una dintre cele mai interesante specii de viețuitoare din peșteri, liliecii.
oferă, să spun așa, habitat, oferă o casă pentru nenumărate nevertebrate, dar și pentru vertebrate. Vertebrate care folosesc peștera într-o anumită perioadă a vieții lor, ca și adăpost, sau într-o anumită perioadă a ciclului lor biologic. Și este vorba despre lilieci. Cum spuneam, studentă la biologie, am zis asta e. Deci eu vreau să studiez liliecii. Am și spus lucrul acesta fără să am vreodată în mână un liliac. Și am participat în 1999 la un stagiu de biospeologie și chiropterologie la stațiunea de cercetări a Institutului de Speologie Emil Racoviță din localitatea Cloșani, județul Gorj. În timp, Oana a legat o strânsă prietenie cu soții Mihaela și Adrian Sopincean, doi hunedoreni pasionați de speologie de la Clubul Sporturilor Montane din Hunedoara. Săbătând țara în lung și în lat, în căutarea de noi aventuri, de noi prieteni, brusc mi-am dat seama că în foarte multe din deplasările mele, nu doar în România, dar și în străinătate, nu știu cum se făcea, dar eu mă trezeam, fără să discut, în peșteră cu familia Sopincean. Deci era ca un făcut. La orice eveniment de talie națională sau internațională, în aceleași ture de peșteră, în aceleași excursii, eu eram împreună cu ei. Și am zis, gata, asta e. Deci este mult prea evident faptul că trebuie să fie în clubul lor. Ne-am și împrietenit pe parcurs, mă simțeam foarte bine cu toată trupa de la club și începusem să vin foarte des în zona Parcului Natural Grădiștea Muncelului Ciclovina, respectiv la Peștera Șura Mare, la Apunoriș Ciclovina cu apă, la Ciclovina Uscată și ușor, ușor am început, fără să fiu înscrisă în club, am început să organizăm excursii împreună. Mie mi se părea normal, veneam, să zic, din altă parte a țării, venind în, la ei acasă, practic, mi se părea normal să-i sun, să-l invit, să-i rog să mergem împreună. Și așa s-a legat o frumoasă prietenie și nu-mi pare rău, chiar sunt foarte mândră că fac parte din acest club de speologie și pentru mine este normal, în sensul că fie iau trenul de noapte până la Cluj, fie că iau trenul de noapte până la Oradea sau până la Deva, pe mine mă interesează să ajung în câte o peșteră și acesta este, să zic așa, necazul meu că trăiesc departe de zona karstică. Dar la fel de ușor pot să iau și avionul liniștită, fie în zona Balcanilor sau chiar mai departe în Asia. Mă interesează să ajung în zone cât mai frumoase din punct de vedere karstic. Inspirată de alți speologi care fuseseră deja în peșteri din alte țări, Oana și-a dorit să vadă și ea alte sisteme karstice. Domnule, nu se poate, este atât de fascinant și dincolo de granițele României. Vreau și eu să am ocazia, să am șansa să particip în asemenea expediții, nu doar pentru a vedea locuri noi, nu doar pentru a mă integra într-o echipă internațională, ci pur și simplu pentru nevoia de a explora. Se știe că la noi în România e destul de greu, e destul de dificil să mai găsești, să mai ai ocazia să descoperi peșteri importante ca lungime, ca și dimensiunea cavernamentului. E foarte multă muncă în spate. Și în străinătate mai sunt peșteri care se pot descoperi?
Bineînțeles, vorbesc de anumite zone de pe glob, foarte puțin cercetate până în prezent, zone cunoscute parțial doar de localnici. Și este vorba în mod deosebit de țările slab dezvoltate, care nu și-au permis, nu știu, să crească speologi, dacă mă pot exprima așa. Sunt peșteri în zone îndepărtate din junglă. No, și aici a venit europeanul, cel curajos, cel cu potență financiară, cu mult echipament specific, echipament care este absolut necesar pentru a nu-ți pune viața în pericol, echipament profesionist cu o pregătire în spate, nu doar pregătire științifică sau sportivă, ci cu toate cunoștințele necesare pentru a te ajuta să pătrunzi în adâncurile pământului. Speologia nu este chiar pentru oricine. Îți trebuie curaj din plin și condiție fizică ca să poți pătrunde în zonele greu accesibile din subteran și ar mai fi câteva reguli de îndeplinit. Să fii într-o echipă de maxim 4 persoane, să ai surse, mai multe surse de lumină independente, bineînțeles să ai o cască de protecție, pentru că n-ai de unde să știi, Doamne ferește, ce îți pică în cap, sau fiind zone joase, zone pe unde te strecori, te poți lovi foarte ușor, deci casca de protecție este obligatorie, la fel și cel puțin două surse de lumină independente. Apoi, bineînțeles, este necesar să fii îmbrăcat corespunzător. Dacă vorbim de peșterile din România, peșterile din Europa în general, acestea sunt niște peșteri reci. Temperatura constantă într-o peșteră reprezintă temperatura medie anuală a zonei respective. Deci noi în România avem peșteri cu temperaturi cuprinse între 4 grade Celsius până la 10-12 grade Celsius. Dar chiar și la 12 grade Celsius, într-o umiditate de aproape 100%, temperatura se simte foarte rece, de pentru care trebuie chiar să fii bine echipat, întrucât există riscul de hipotermie. Și bineînțeles, putem vorbi de niște încălțări aderente la substratul umed din peșteră. Apoi, bineînțeles, este foarte important să cercetezi o peșteră cu atenție, deoarece se pot întâlni nenumărate obstacole. Obstacole însemnând, de exemplu, escaladarea unui perete sau unor prăbușiri. În acest caz, fiind necesare bune abilități de alpinist și echipament în cele mai multe cazuri, sau se pot întâlni zone verticale, așa numitele puțuri, pe care trebuie să le cobori într-o maximă siguranță. Iar aici este o altă poveste. E foarte important ca speologul ce pătrunde în subteran să-și însușească tehnici de speologie alpină. Tehnici care în momentul de față în România se dobândesc în cadrul unor școli naționale de speologie. Foarte importante. Nu mă refer doar la a parcurge o simplă peșteră orizontală. Mă refer la a parcurge un sistem karstic complex din toate punctele de vedere. Și un asemenea sistem karstic complex din toate punctele de vedere ne așteaptă în junglele necercetate vreodată din Asia, dacă este să vorbim despre Asia. Prima expediție în străinătate, unde a fost și când? Am început să particip în tabere internaționale de speologie cu ocazia congreselor balcanice de speologie. Primul de acest fel la care eu am participat a fost de altfel și al doilea congres balcanic de speologie din Europa, în Drama, în Grecia. Și a fost în 2008. La acest congres s-au pus bazele expediției în Turcia, din care a făcut parte și Oana Kahula.
După Grecia, din iunie 2008, în iulie 2008 am fost invitată ca și specialist biolog în a participa la un proiect de biospeologie, de studiul al faunei subterane din munții Kure Mountains din nordul Turciei. Expediție care s-a continuat și în toamna anului 2008, apoi în toamna anului 2010 și apoi în anul 2009 ne-am mutat de altfel din Kure Mountains mai spre sudul Turciei, mai către Antalya, respectiv în masivul Taurus, unde împreună cu colegii mei de atunci de la Asociația Speleologică Focul Viu am participat la explorarea și cartarea avenului Dudenia Ila, adânc de minus 460 de metri cu un potențial de continuare. Care a fost captat pentru prima dată? Nu, nu. Era vorba despre o explorare mai amănunțită a unor galerii necercetate și continuarea cartărilor în avenul respectiv. Unul dintre cele mai frumoase locuri în care a fost Oana este însă India. Aici a fost pentru prima dată în 2011. Pe atunci era singura româncă membră a expediției. În India, într-adevăr, când am ajuns prima oară, aș putea spune că da, a fost un vis împlinit, mai ales din punct de vedere expediționar. Am plecat singură de acasă, m-am întâlnit cu colegii elvețieni, austrieci din Marea Britanie, în nord-estul Indiei, în capitala statului Meghalaya, Shillong, localitate denumită și Scoția Indiei. Și, da, într-adevăr, această expediție s-a ridicat la nivelul tuturor așteptărilor mele. Am întâlnit niște oameni absolut extraordinari, drept pentru care am rămas alături de ei și în următorii 3 ani. Și sper eu și în 2015. Alături de ceilalți membri ai expediției, Oana Kahula a descoperit, doar în anul 2011, 10 km de noi galerii în peșterile din India. Toate peșterile pe care noi le cercetăm în India sunt peșteri neexplorate vreodată de un cercetător, respectiv de un speleolog. O parte din ele pot fi cunoscute de localnici, dar care, la fel, vă spuneam și adineaori, nu au echipamentul necesar de explorare. Ei sunt doar cei care ne ajută în a repera anumite intrări de peșteră sau anumite zone cu potențial. Și toate peșterile sunt absolut noi din punct de vedere al cercetărilor. Fauna din peșterile Indiei este și aceasta diferită față de ceea ce găsim în România. Iar Oana, împreună cu ceilalți colegi speleologi, studiază și acest aspect. Am început într-adevăr un proiect de biospeleologie în care rolul nostru, al speleologilor, în mod special, este de a colecta fauna subterană și de a o conserva într-un mod corespunzător și a o depozita într-o colecție științifică de la Zoological Survey of India din Shillong și apoi pentru a fi dată specialiștilor, pentru a fi cercetată, pentru a fi dată specialiștilor să fie cu adevărat cercetată. Tot în cadrul acestei expediții am avut ocazia să colaborez cu un curator de la Muzeul de Științe Naturale din Geneva, Manuel Ruedi, un bun specialist pe chiroptere. Eu, la rândul meu, fiind foarte pasionată de lilieci, m-am alăturat domniei sale și în anul 2011, în cercetările dumisale, prinzând
mai multe exemplare de lilieci, am identificat și două specii noi de lilieci pentru știință. Cercetările noastre au continuat și în anul 2012, împreună cu doi colegi de la Muzeul de Științe Naturale Grigore Antipa din București. Apoi, în anul 2013, de asemenea, am continuat aceste cercetări pe chiroptere și în anul 2014, la fel, am colaborat din nou cu domnul Manuel Ruedi. Am colectat nenumărate probe genetice de la exemplarele capturate și așteptăm cu sufletul la gură rezultatele de laborator, care sper eu să ne dezvolte măcar încă o specie nouă pentru știință. În perioada care urmează, tânăra va veni des în județul Hunedoara, pentru că lucrează la un proiect important împreună cu Parcul Natural Grădiștea Mucelului Cioclovina. Tocmai am început luna aceasta să lucrez pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina ca specialist chiropterolog în proiectul lor de planuri de management al speciilor de chiroptere. Timp de un an de zile voi încerca să aduc informații la zi cu privire la distribuția liliecilor din peșterile de pe teritoriul parcului, dar nu doar din peșteri, ci informații cu privire la speciile de lilieci din păduri. În acest scop, fiind necesară utilizarea mai multor metode de studiu, am în spate o echipă mai mare de oameni. Lucrez împreună și cu colega mea, Georgiana Mărginean, specialistă în chiroptere, și împreună cu colegii mei de la Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, cu predilecție pentru suportul logistic. S-a mai făcut așa ceva în județul Hunedoara? Din câte știu eu, da. S-au mai făcut cercetări. Chiar și eu am mai participat la câteva proiecte de genul acesta. Au fost niște proiecte implementate de Academia Română între 2004 și 2009, când am avut în vizor observarea coloniei de lilieci din peștera Cioclovina uscată. Am monitorizat îndelung această colonie, care a crescut numeric începând cu anul 2004. O să vă întrebați de ce din anul 2004, deoarece în acest an, în cadrul unor proiecte organizate de colegi speleologi din țară, dar și de la Proteus Hunedoara și de la grupul GES din București, aceștia, reușind să închidă galeria artificială de pe tunelul construit pentru exploatările de guanofosfat, au închis, cum spuneam, galeria cu o poartă etanșă și astfel s-a restabilit topoclimatul peșterii. Și atunci, pe parcursul a 10 ani, cum spuneam, această colonie mixtă de lilieci, formată din liliacul mare comun, din liliacul mare cu potcoavă, liliacul mic cu potcoavă, a crescut până în prezent la aproape 800 de exemplare. Dornică să descopere lucruri noi și să vadă locuri unde nu a mai ajuns nimeni până acum, fascinată de lumea subterană și de viața care se lășluiește acolo, Oana Cahula spune că peștera este locul minunat în care ea se regăsește de fiecare dată.